Hei, salut tuturor și bine ați episod! Astăzi, frate, ne jucăm Resident Evil 2 pentru că o să facem ultimul run din DLC-ul nostru numit The Ghost Survivors. Data trecută am făcut run-ul Runaway, iar data mai trecută am făcut No Time to Mourn. Două run-uri destul de faine, interesante, doar că minusul acestui DLC e că nu ne oferă prea multă poveste, pur și simplu un pic de acțiune, bonus pe lângă acțiunea pe care am avut-o în timpul jocului. Astăzi o să facem, fraților, run-ul cu soldatul uitat. O să vedem cum a fost omorât, doar că presupun că nu o să fie omorât, o să supraviețuiască. Dar înainte de asta cred că a fost omorât de William. Iar domnișoara aceasta a fost omorâtă de către acest polițai șef care era psihopat. Iar domnul nostru Robert cred că a fost împușcat. Și acum ne oferă pur și simplu, cred că, o altă alegi, un alt viitor sau un alt trecut pe care puteau să-l aibă. Adică el a fost omorât, dar aici ne-a arătat cum a trăit. Aici, la fel, a fost omorâtă, dar ne-a arătat ce avea să întâmple dacă avea să trăiască. Iar aici e soldatul, cred că o să ne arate ce s-a întâmplat și ce avea să întâmple dacă trăia, dar nu a murit. Ok, frate, nu uitați de un like la acest episod, un follow pe Streamcraft și pe Instagram, desigur, nu uitați că sunt live în acest moment pe Streamcraft, vă aștept toți în număr cât mai mare după ce vizionați acest episod, pentru că suntem live și vă aștept toți în număr cât mai mare, pentru că prezența vă contează enorm de mult și astfel ajutați canalul să dezvolte, ca să pot face joculețe noi, să îmbunătățesc calitatea și chestii genul acesta. Doar sunt pe Streamcraft, doar sunt pe live stream, la un live stream super mega blană. În caz cum te stai pe live, pur și simplu îl puneți pe mut și lăsați acolo în bară să ruleze. În caz, de exemplu, că telefonul vostru nu face nimic, puneți așa pe live stream cum stă și al meu și lăsați să meargă, pentru că astfel ajutați canalul să dezvolte. Bun, fraților, hai să dăm drumul la acest DLC. Nu dați veniți și pe grupul nostru de Wii Gamers dacă nu sunteți încă. Și dacă doriți produse semnă că e un panda, puteți să luați din descriere produse extraordinar de faine și nici pe serverul Discord. Așa, hai să dăm space aici și să vedem ce avem noi de făcut cu soldatul. Așa, au scăpat. Mi se pare că virusul. Iar soldatul cred că o sări după el. Uite, s-a dus după virus, frumos. Deci mi se pare că e virusul ăla G-virus sau B-virus. Nu-ți minte. Așa, și trebuie să ne ducem la cable car. La cable car-ul ăsta unde-i? Ok, avem gloanțe la pușcoiul nostru. Avem o grenadă și niște heal. Ok, nu cred că o să fie foarte greu, presupun. Primul run a fost mai lung, al doilea a fost așa, decent. Iar run-ul acesta cred că o să fie mai scurtuleț un pic, dar cu multă acțiune. Așa, hai să lămurăm pe ăsta. Uite, ăla are cască, lol. Așa, avem aici gunpowder white. Nu țin minte cum să fac gloanțele de... Ai, ăsta e white, dar la de... Data trecută era yellow. Cu yellow faci gloanțe de shotgun. Iar cu white cred că faci gloanțe de... pușcoi. Dar cum s-o mormă pe ăsta? Așa, s-o pune muzicuța. Aia e blanao. Oho, ăștia iau foc, văd. Deci văd că totul a luat foc. Hai să trecem rapid. O căzut ăsta. Ne ducem. Vreau să vedem ce avem aici. Avem first aid spray, avem MUP și flash grenade. Ce asta MUP, mă? Să luăm MUP în caz că n-o să avem gloanțe, care are 16 gloanțe, dar nu știu ce asta MUP. Cred că e Glock de ăsta, nu? Presupun, nu știu. Așa, rip. Avem aici încă un păcătos. Așa. Păi nu e așa de greu la soldatul acesta. Așa, aici dă să băgăm așa un combine. Nu, frate! Mi se pare că e alb cu alb și țin gloanțe de mitralieră. Aaaa! Trebuie să ne pușcăm în picior pe ăștia. Bam. Bă, dar muzicuța aici se aude tare. Așa, aici avem gunpowder large. High grade powder. Dă să facem așa. Este. Bun, hai că la asta a mers. Hai te las că o să prind, poate vine și astea de acid. Sper că nu, dar... oh, vai de mine. Dă să mă duc pe scară. Să nu mă bat cu plântuța asta noastră. Hai, sus. Cable car, dar unde e cable car? Cable car cred că e vreo platformă ceva mare. Uite aici a ies planta de sub control. Avem gloanțe de shotgun V870. Nu gloanțe de shotgun, dar shotgun avem. Lightning hook, hawk. Ăsta e magnumul, dă-s la magnumul ca să ne prindă bine. Magnumul
E magnumul, da? Da. Magnumul, perfect. Aici de să luăm pistolul acesta. Când am chef, scheltui glanțele prin nabii de ăștia. Fa, femeie, unde vii tu? I-am culcat pe toți. Ce muzică așa intensă, rupere. Ia. Bam, Logan Paul, am urmărit Logan Paul. Opa, aici ce fac? Aici iau așa. Prinde bă grasule. Bam. Bam. Luam s-a dus pe lângă. A rămas cu un singur glonț, oh nu. Oh nu, un singur glonț. Ce-i asta? Hai cu liftul sus. Avem aici un backpack. Ok, ne ducem departe. Bam! Avem o plantuliță aici. Și avem și muzicuță, bam! Stai bă, cum se prind bubile astea? Prinde buba, prinde buba. Și-a mai rămas cu o bubiță acolo. Haide să sparg și pe aia bubiță. Este. Dă-mi băi backpack-ul. Ăsta nu-i mort. Hai, învii. Învie, mă. Așa. Hai că vreau backpack-ul. Așa. Ce avem aici? Gunpowder large. Gun, high grade gunpowder yellow. Nu-mi trebuie gunpowder yellow. Vreau să dau discard la ăsta. Uite așa. Și vreau să iau gunpowder large. Uite așa. Și o să fac o grămadă de glanțe pentru pistol. Uite așa. Dau pe 4. Dau reload. Deci nu pot să salvez joculețul. Nu mă pupa, fă femeie, că nu vreau să... Nu te iubesc. Oh, lol. Prindeți aici o grenadă. Așa, warning. Ce vrei, bă, la lift? S-a deschis liftul la mine, așa. Vezi, mă? Liftul se deschide doar la șmecheri. Dar tu nu ești șmecher. La Magnum nu avem ce să-i facem, dar să-mi schimb aici shortcut-ul pe 1, uite așa. Și Magnum pe 3, o să-mi-l bag să-mi fie mai ușor. Uite, perfect. Perfect așa. Băi, mie mi se pare că ăsta are cea mai mare dificultate, dar e cel mai ușor. Restul erau grei, mai ales primul Survivor, la ăla era greu. La Jessica așa, așa, că era cu Magnum. De la ăsta e cel mai ușor. La primul și la... La primul și cu training-ul era greu. Ah, zombălăi, zombălăi. Bă, dar femeile astea nu se mai opresc, mă. Dacă le place din băiat, gata, duc urma la dânsul. Așa, luăm astea. Mari combine aici ce dăm. Uite așa, încă un combine aici. Și dă să luăm gunpowder large. High grade gunpowder. Dar nu trebuie glanzi shotgun. Las doar gunpowder large. Așa. Mai avem acolo încă un backpack. Perfect. Bă, asta fix la backpack s-a dus. Stai că ăsta tot nu-i mort. Dar mie unde-mi trebuie? Cable car. Main shaft.
Westaria B3 Monitor Room. Eu aici am fost, nu? Vreau să văd ce are în backpack-ul ăla. Hai, trezește. Trezește. Așa, bam. Culcat. Capră te-ai pus. Mă, bă, de tipșat în pantaloni, mă. Fuuu, rușine. Păi nu așa de greu, dar poate așa era și în training. Dacă așa era și în nu în training, dar în modul normal. Dacă așa era și în training, apoi era easy. Nu training, bă, în dificultate. Ăsta-i Tyran? Aș face Tyran aici. Dacă aici îmi trebuia shotgun-ul. Îmi trebuia shotgun că să-i dau stun. Culcat, motherfucker. Dar să-mi iau cuțitul înapoi, că nu-mi las cuțitul la loseri. Mai departe. Continuăm drumul nostru. Bagă cuțitul aici, a? Lasă-mi, bă, în pace. Minimă că toți sunt morți, numai Tyran trăiește. Asta e, de unde mă duc? A, mi-i întrebui înăuntru, mă. Ai. Gata? Nu, no, ăsta a fost mai easy, dă-te deci. Și asta e Ada. Ăsta a luat boala. Și s-a întâlnit, a venit aici. Și Ada i-a furat-o. Femeile. No scenario, no way out has been unlocked. Încă un deals? Încă un scenariu? Oho! Handgun bullets, difficulty 5. No way out. Asta e deja cu polițaiul, dar care polițaiul? Uite cât inamici ai omorât. Câte bullets ai tras. Fastest time, those dot cei. Încă unul? Nu, frate, hai să dați un like acolo pentru scenariul acesta. Bă, eu credeam că astea au fost toate, bă. Acum mai vezi că-l trec și poți să-și mai apare încă. Uite, merge 2, 3, 4, 5. Cred că ăsta e ultimul. Ok, numai decât trebuie să facem și pe ăsta. Trebuie să fie interesant. De ce vreau un like, că să vină și DLC-ul acesta. Dați să vă abonați în clopoțelul și vă aștept pe live stream pe StreamCraft. Sper că v-a plăcut acest episod, de aceea nu dați să vă abonați în clopoțelul. Și ne vedem data viitoare la un alt live stream. Și episod. Am apătat. Pa, pa.